Bună ziua și bun venit la Vrei să fie elev de nota 10. Tema concursului de astăzi este Terra, elemente de geografie fizică. Haideți să trecem în revistă regulile. Sunt 9 întrebări sau fraze de completat cu o singură variantă corectă de răspuns. Primiți din startul 1 din oficiu, așa că prima întrebare este pentru nota 2. Notați răspunsurile pe o foaie înainte de a se le selecta eu. Dacă greșiți, luați nota pe care o obținuseți înainte de a greși. Lăsați un comentariu cu nivelul până la care ați ajuns. Aveți 3 variante ajutătoare. Sună un coleg, întreabă clasa și 50-50. Haideți să începem, dragilor! Succes! Prima întrebare. Care sunt cele 3 componente principale ale Universului? Stele, planete și sateliți, materie, timp și spațiu, asteroizi, comete și meteoriți sau galaxii, sisteme solare și planete. Eu știu așa. Noi ne aflăm într-un sistem solar ce are în centru steaua numită Soare. Deci nu cuprinde tot Universul. Deci sistemele solare cuprind planete, o stea în jurul căreia gravitează aceste planete, sateliții planetelor, asteroizii, cometele și meteoriții zboară în spațiu fără a avea o traiectorie foarte precisă. Stele, planete și sateliți, răspunsul cred că este foarte clar, materie, timp și spațiu. Într-adevăr, acesta era răspunsul corect. Întrebarea pentru nota 3. Cum se numește reprezentarea plană, aproximativă, micșorată și convențională a suprafeței terestre? Și avem aici mai multe reprezentări în imagini, avem chiar și un atlas geografic, care un atlas de fapt reprezintă o colecție de hărți. Din start această variantă pică. Planii, globul este reprezentată o reprezentare un pic mai exactă a globului pământesc, da, pentru a ne arăta tot deodată, toate continentele și oceanele deodată, în același plan. Globul pământesc are scopul de a ne prezenta mai bine forma Pământului și înclinarea axei, dar răspunsul corect este sigur a hartă. Și mergem mai departe cu întrebarea pentru nota 4. În imaginea de mai jos avem reprezentată structura internă a Terei. Ce avem notat cu numărul 4? Haideți să vedem. Numărul 1 este nucleul intern. Numărul 2 este nucleul extern. Numărul 3 este mantaua inferioară. Numărul 5 este scoarța. Așa că răspunsul corect, numărul 4, este mantaua superioară sau astenosfera, în care se află și magma. Magma, atunci când iese la suprafață sub formă de lavă, dă naștere erupțiilor vulcanice, vulcanismului. Hai să vedem răspunsul de manta superioară. Într-adevăr, acesta era răspunsul corect, întrebarea pentru nota 5. Pragul notei 5. Avem de completat. Temperatura pe glob variază în funcție de altitudine și latitudine. Temperatura dinspre ecuator spre poli crește, rămâne constantă, scade sau nu se modifică. Temperatura în altitudine, odată cu creșterea altitudinii, scade, iar în latitudine, odată cu creșterea latitudinii, temperatura scade, sigur că da, de la ecuator către poli, în ambele emisfere. Într-adevăr, acesta era răspunsul corect. Am ajuns la întrebare pentru nota 6. Avem asigurată nota 5. Cum se numește elementul component al unui bazin hidrografic, notat în imaginea de mai jos, cu numărul 2? Haideți să privim această imagine. Cu numărul 1 avem izvoarele,
acesteia pe purgătoare. Cu numărul 4 avem gura de vărsare, cu numărul 5 cursul principal, cu numărul 3 ce sunt acestea? Ce sunt aceștia? Sunt afluenți. Cu numărul 6, cumpăna de ape, așa că răspunsul corect este doiul se află la confluență. Confluență, atunci când un afluent se varsă într-un curs principal. Într-adevăr, am avut dreptate și mergem mai departe cu întrebarea pentru nota 7. Întrebările vor deveni din ce în ce mai grele. Ce avem pe hartă notat cu numerele 1 și 8? Asia și Oceanul Pacific, Europa și Oceanul Atlantic, Australia și Oceanul Indian sau Antarctica și Oceanul Arctic? Hai să ne uităm pe hartă. 7 este Antarctica, masa continentală Antarctida, 11 este Oceanul Arctic, iar mai departe este complicat, îmi este greu să le recunosc. 3-ul cred că este Africa, 4 cred că este America de Nord, 5-ul cred că este America de Sud, 6-le Australia, iar pe restul nu le mai știu. O să apelez la prima variantă ajutătoare, întreabă clasa. Haideți să vedem ce spune clasa. Wow, clasa a învățat foarte bine continentele și oceanele și îmi spune că răspunsul corect este A, 95% dintre elevii clasei, 3% îmi spun că este B-ul, câte 1% doar, câte un elev îmi spun C-ul și D-ul. Hai să ne gândim, păi 10-le este Oceanul Indian, 9 Oceanul Atlantic, 8-ul Oceanul Pacific, 2-ul Europa și atunci 1 este Asia și 8 Oceanul Pacific. Răspunsul corect este A. Haideți să vedem dacă a avut dreptate și clasa și eu. Într-adevăr, acesta era răspunsul corect. Mergem la întrebarea pentru nota 8. Și avem mai multe imagini. Întrebarea sună în felul următor. Care dintre următoarele specii de animale și plante sunt specifice savanelor? A. Licheni mușchi, renul, boul moscat și vulpea polară. B. Stejarul fagul, mistrețul, vulpea și ursul brun. C. Eucaliptul, lianele, jaguarul, gorila și anaconda. Sau D. Baobabul, acacia, leul, zebra, girafa și antilopa. Sincer, nu mai aduc aminte bine zonele biogeografice. Poate că această imagine ar trebui să mă ajute, dar chiar nu mai mi-aduc aminte ce animale, speciile de animale. Va trebui să apelez la o variantă ajutătoare. Voi suna un coleg, mai bine spus o colegă. O voi suna pe colega mea, Ramona. Da. Bună ziua, Ramona, georgian sunt. Am nevoie de ajutorul tău, mă aflu la un concurs. Da, sigur. Am o întrebare. Este o întrebare foarte dificilă. Care dintre următoarele specii de animale și plante sunt specifice savanelor? Și îți spun, am variantele următoare. A. Licheni, mușchi, ren, bou moscat și vulpe polară. Astea nu cred că sunt, eu mi-aduc aminte că astea sunt în tundră, nu? Da, cred că da. Apoi stejarul, fagul, mistrețul, vulpea și ursul brun. Astea nu cumva sunt în pădurea de foioase? Da, siguranță. Apoi, varianta C. Eucaliptul, lianele, jaguarul, gorila și anaconda. Și varianta D.
Baobabul, acacia, leul, zebra, girafa și antilopa. Înainte de a răspunde, crezi tu sau îți aduci aminte și tu, eu nu sunt foarte sigur, dar cred că eucaliptul, lianele, jaguarul, gorila și anaconda sunt în pădurea ecuatorială, în jungle. Da, la fel aș spune și eu. Și atunci care este răspunsul corect? Deul? Da, eu așa aș spune. Cu siguranță varianta D. Am înțeles. Mulțumesc, Ramona, mult pentru ajutor. Pe cere. La revedere. La revedere. Da. Știu că Ramona se pricepe foarte bine la biologie. Deci cred că asta mă ajută, răspunsul ei mă ajută. Voi merge pe mâna ei, voi alege varianta D, baobabul, acacia, leul, zebra, girafa și antilopa. Da, iată, ăsta e leul, da. Cum ne lumea da seama, aceasta este girafa, antilopa, zebra, tigru, vedem aici, baobab și acacia. Într-adevăr, am făcut bine că am mers pe mâna Ramonei. Haideți să vedem care este penultima întrebare. Care dintre următoarele soluri sunt cele mai fertile? Cernisolurile, spodisolurile, lateritele sau humusurile? Văzând aceste imagini, mi-aduc aminte următoarele. Acesta face parte din categoria lateritelor care se găsesc în zonele calde și nu sunt foarte fertile. Acesta mai subțire, cu un orizont superior mai subțire, cu un strat de humus mai subțire. Da, humusurile. Humusul reprezintă stratul superior al solului care dă fertilitatea acestui. Humusuri nu, nu. Fertilitatea solului este dat de humus, dar nu este o categorie de sol. Și atunci cel din mijloc. Da? Acesta este spodisol, din categoria spodisolor, soluri podzolice. Și cel din mijloc este un cernisol, cernisolurile și în special cernoziomurile sunt cele mai fertile soluri. Haideți să vedem dacă am avut dreptate. Într-adevăr, și am ajuns la ultima întrebare, întrebarea pentru nota 10. Ce diferență de altitudine este între cea mai adâncă groapă de pe fundul oceanului, 11.000 de metri adâncime, și cel mai înalt vârf de pe glob? Vârful Everest, 8848 de metri. Și aici avem o reprezentare a formelor de relief pozitive și negative. Acestea sunt muntele, dealul și podișul, câmpia, apoi la 0 metri înseamnă nivelul mării, apoi avem platforma continentală până la 200 de metri adâncime, abruptul sau povârnișul continental, câmpia abisală și pe fundul oceanelor se află fose, cea mai adâncă fiind groapa Marianelor din Oceanul Pacific, în apropierea insulelor Mariane, 11.000 de metri adâncime. Sincer, nu mai știu exact ce ar trebui să calculez, cum ar trebui să calculez, o să apelez și la ultima variantă ajutătoare 50-50. Și am între 19.848 de metri și 352 de metri. Da. Cred că trebuie să scădem sau să adunăm, păi dacă este vorba de cel mai înalt punct și cel mai mic punct, este clar că această scară întreagă reprezintă diferența. Și atunci vorbim de adunare. Adunăm 11.000 la 8.848 și ne dau 19.848 de metri. Voi merge pe această variantă. Voi ce credeți? Am dreptate? Am avut dreptate, într-adevăr. Acesta era răspunsul corect la ultima întrebare. Vreau să vă felicit și pe voi. Sunt convins că ați luat nota 10. Acest concurs îl veți putea juca chiar voi și obține nota 10 pe platforma Learning Apps accesând linkul pe care îl veți găsi în descrierea materialului. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție, să vă doresc multă sănătate și o zi bună!